Încercam cumva să caut să mă promovez, dar nu știam cum, așa că am zis să caut pe YouTube. Din păcate nu am găsit, dar am dat peste ceva mult mai bun. Priviți numai! Mă scuzesc că două episoade sau nu știu, mai mult, poate nu s-a auzit pentru că am uitat să activez microfonul. Ok, în primul rând, poate să mă lămurească și pe mine cineva ce-i cu dansul ăla de Cernobâl? Ce frate, care-i treaba cu în două episoade? Bine, trebuie să mă duc să-l caut pe subiect. Cred că o plecat cu predicat, stați așa. Dar acum sper să se audă pentru că l-am activat. Da. Frate, de ce lua poziția aia de miloagă? Dacă activezi microfonul, nu-l rogi să meargă pentru că o să funcționeze dacă știi că l-ai activat. What the fuck? Ok, în sfârșit o să aflăm care-i treaba cu videoclipul ăsta. Spune-ne doar. Cui? Promovare cui? Bă, tipa asta o pleca pur și simplu. Ori videoclipul ăsta e reclamă la mobila de la Ikea, ori dă-mi bac piciorul. Mai bine așteptam să se întoarcă. Un videoclipper, niciun caz, un vlogger, da, exact, îl cheamă Happy. Asta e așa, trebuie să căutați, se vede poate invers. Oh, neața soare! La propriu! Holy fucking shit, mă! Haiti? Cine dragul e Haiti? Totuși e bine că o fost precaută și o scris numele pe ambalajul ăla de la biscuiți Oreo gama aia nouă. Așa că sper să vă abonați și voi. Nu uitați să vă abonați în continuare la el cât mai mult, să primească cât mai multe like-uri și... Wow, fără supărare, dar fetița asta e la fel de agitată ca un bidon de Pepsi de 150 de litri. Să spun ce-mi place la el. Bine, la aici vine, poate. Da. Se întâmplă în viața oricui să avem o parte mai... Da. Păi scuze, dar pentru chestia asta chiar n-am cuvinte, mă jur, n-am cuvinte. Hai să lăsăm videoclipul să meargă. Îmi vreau să râd la ce discute, de exemplu când dă stop pe videoclipul de sus, mai comentează ceva și mă face să râd, pur și simplu zice chestii despre acea videoclip sau despre acea persoană și mor de râs. Deci părinții mei nu știu ce se întâmplă cu mine, Doamne! Ok, e ok, am înțeles, nimic. Jur, parcă mima wrestling în loc să ne spună cu cuvinte de ce îi place de Pink. Înțeleg gesticulările, dar mai avea puțin și dărâma drept cu penele alea de pe acolo. Da. Și da, îl urmăresc, îmi place. Și da. Și mai vreau să vă prezint că a venit un domn la școală. La mine, la școală, în clasă. Ne-a prezentat luni sau marți, parcă niște reviste la Eduteca, la Edu, și eu mi-am cumpărat-o pe cea cu Dino Vacanță. Nu, 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 stop, stop am spus. Ce e asta? Puneți-mi și mie ce e asta. După ce că a primit bani de la Pink să-l promoveze, acum primește și de la edu.ro. Și frate, de ce Dino? De ce Dino? Măcar de la și tu ceva cu Adrian Năstase, dar tu nu, Dino, Dino. Oh, fuck. Sincer să fiu, chiar aș vrea să mă mai uit la cum își alege rechizitele pentru școală, dar mai bine mă duc să fac temele. Nu, glumeam. Da, cam asta e și cu promovările în ziua de azi. Dacă ați râs, nu uitați să lăsați un like și să dați și voi un share, mă. Probabil are și o promovare mult mai bună decât ce am văzut noi până acum. Aveți grijă de voi, ne vedem la alt videoclip. Peace!